Ciosto! Ce facem? Mergem mai departe? Eu zic mai bine să ne oprim aici. Fiți atenți ce scrie acolo. Unde? Pe panou, mami. Tunelul timpului? Ne va duce în trecut sau în viitor? Eu zic să mergem înainte. Eu cred că este o farsă a localnicilor, ca și cu plăcile de aur. Ei, farse peste farse. N-am înțeles nimic. Am încurcat orașul sau ce? Nu știu. E ceva straniu aici. Drumul e același. Indicatorul la fel arăta. Dar parcă au trecut deja 100 de ani de când a venit aici. Vă nu să vină să credeți, dar au trecut 79 de ani. Melissa, ce-s cu vorbele astea mistice? Cum să treacă 79 de ani? Telefonul mi-arată anul 2100. Și-am eu la fil. Cine s-a jucat la telefonul meu? Nimeni. Tati, telefonul tău era aici. Și aici totul parcă s-a oprit în timp. Eu nu înțeleg nimic. Și aici era o parcare modernă. Țin minte bine. Plus, la geamul ăla era domnul care achitam tichetul. Dar acum totul este dărâmat, risipit. Nici eu nu înțeleg, tati, ce se întâmplă. Dar priviți aici, rodele n-au fost niciodată culese. S-au uscat pe copac. Și aici, în loc de palmier, a apărut un cactus. Și cât de mare a crescut el. Aici jos a căzut indicatorul. Dar veniți și aici. Oare din ce cauză a căzut jos? Privește! Aici este hotelul nostru în care noi ne-am cazat. Eu nici nu l-am recunoscut. Dar ce sunt cu drumurile astea? Unde sunt casele? Dar hai să vedem casa în care ne-am cazat atunci. Hai să mergem! N-a rămas nimic din scări! Și unde e bara? Și aici terasa de pe care priveam la mare. Totul este numai pe racină! Privește, tati, ce-a rămas din hotelul nostru! Eu văd și nu cred. Parcă visez. Uai! Aici era dormitor! Și n-a mai rămas nimic din el! Ușa este aici scoasă! Și au crescut copaci în casă? Dar nici pod nu există. A dispărut podul. Au trecut doar 2 ani de când a fost aici. Și era foarte frumos. Și a privit scara de pe care urcam la etaj și duceam colo. Nu mai este deja pe jumătate dărâmată. Eu zic să vedem tot orașul.
Vrei să vezi și tu ce a rămas din casele oamenilor peste 100 de ani? Atunci hai cu noi! Să ieșim de aici odată! Nici acest hotel nu are acoperiș! Și priviți acolo, șezlongurile sunt dărâmate, stricate! Uite ce drum! Era mai frumos aici! Era cu pavaj! Ce-i cu voi? Este un pilon de lumină. El doar a căzut jos. Aici scări deja sunt împădurite. A crescut iarbă peste tot. Și pe cor. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Totul este acoperit de buruiene. Chiar și gardurile și casele. Nu mai deslușești care este intrarea în casă. Ferestrele în general lipsesc. Mergem cât mai rapid de aici. Aici erau niște bănci pe alee, lumini, unde noi ne odihneam. Nu mai sunt. Aici era un restaurant și a rămas doar pivnița. Cât de frumos era aici și ce a rămas din acest loc. Într-adevăr, parcă ne-am deplasat în timp. Portița abia se ține. Este împânginit. Doar priviți că din casă crește această iarbă pe pereți. Chiar, este deschisă portița, hai să vedem. Nu ai flori care înghimpă. Oi, doar zmeură sălbatică pe aici. Ure. Dar dă să batem la ușă, poate e cineva acasă. Este cineva acasă? Tati, în zadar bați, este încuiat și nu-i nimeni. Gardurile sunt pline de mușchi. Doar priviți cum ne adâncim aici. Nici razele soarelui nu pot să pătrundă printre copacii ăștia care s-au îndesit pe aici. Și cum să găsim acum ieșirea de aici? Se întunecă afară. Haideți să găsim o casă deschisă. Poate este acolo vreun pat și ne culcăm. N-ai ce face. Veniți încoace. Am văzut acolo o casă cu geamurile deschise. Hai să vedem. Poate și cineva. Știți? Parcă am auzit ceva. Mame, să tot noi facem gălăgie. Dar și strada scrie ca și denumirea orașului. Gornălaștva! Uite, în loc de gard, de poartă, ce-a rămas. Ce-i cu ograda? Abia se văd geamurile. Nici copacii nu mai sunt la fel. Totul s-a uscat. Nimic nu este îngrijit aici. Aici. Turile sunt din ce în ce mai greu accesibile. Ne-am găsit ieșirea? Tati, unde e mașina? Unde e parcarea? Nu înțeleg nici eu. Într-adevăr, mașina lipsește. Nici parcarea nu-i. Ce-i asta? Eu zic să mergem pe drum și să căutăm mașina.
Ai acolo? Aici? Ce? Ce ai văzut, Matei, acolo? Casă. Și priviți, această casă nu mai are poartă. Ce vorbești de poartă, Mircea? Nici o gradă și nici drum nu mai este. Ia priviți, roadele stau pe jos. Și ce tari sunt. Parcă e lemn. Am mai găsit și tu una. Bravo. Tate, nu mai am puteri. Nu știu ce s-a întâmplat, dar vreau acasă. Aici probabil făceau ruguri ceva. Foc. Nu știu. A rămas arjeratic. Foarte vechi. Matei, nu mai bate așa, că chem veverițele și afară se înnoptează! Voi vreodată ați chemat așa veverițele cu nucile? Au! Ce-ai găsit acolo, Matei? Rodia! Uite semințele în interior! Și nu sunt uscate de tot! Umbrele? De fapt, ce mai rămas, Mircea, de la umbrelă? Și priviți că toate ferestrele sunt încuiate, ușile sunt încuiate. Oamenii parcă au plecat de acasă undeva de aici. Ei, așteptați-mă și pe mine! Atenție, veniți la mine toți! Ce-i acolo? Veniți încoace repede! Ce s-a întâmplat? Priviți aici! Oare e urmă de urs? Nu sunt sigură, dar ceva bănuiesc. Să ne zic abonații! Tati, așteaptă-ne că venim și noi! Nu ne lăsa singuri! Cum să vă las? Eu merg înainte să văd ce este. Atent la picioare. Geamul este închis pe dinăuntru? Cu obloane? Înseamnă că cineva se ascunde în casă! Atunci să fim mai insistenți, să ne deschidă. Ei, așteptați-mă, nu mă lăsați! Priviți ce fioros este! Eu mă simt rău, așteptați-mă! Nu plânge că suntem cu toți aici, nu fugim la nicăieri! Mai bine vine aici și să-ți arătăm ce am găsit noi! Este o intrare! Poate înoptăm aici! Să vedem dacă e deschisă ușa să intrăm în casă! Dar pare foarte fioroasă! Este un pic... Într-adevăr e fioros, dar nu avem altă ieșire. Trebuie să înoptăm undeva. Încuiat. Oare găsim astăzi un nou adăpost pentru noi? Eu nu am văzut niciodată în viața mea așa ceva. Un sat întreg, un oraș întreg de case părăsite. Dar tu ai văzut așa ceva? Mai văd o cărare, dar e și mai fioroasă, că e plin de grângi. Drumul este dezastruos. Dacă zici tu, hai să mergem pe această potecă. Dar mă tem. Melissa, Mircea... Nu are pentru ce să ție frică. Pentru că suntem aici cu toată familia. În sfârșit, o poartă deschisă! Da, e descuiată. Și poșta este aici. Și casa pare mai îngrijită. Sigur găsim pe cineva aici. Așa. Să mă uit, poate are vreo scrisoare. Să vedem din ce an este. Melissa, este ceva aici! Privește!
O Biblie oare? Și este în altă limbă. Ce mucegăită! Din ce an este Melissa? Tocmai din anul 2008. Orașul Zagreb. Dar în ce țară se află orașul Zagreb? Tu știi? Da, este o capitală din Europa. Și uite cine a scris-o. Znaci vremena. În limba rusă înseamnă timp. Într-adevăr, așa este. Znaci vremena. Acum am înțeles. Într-adevăr, ne-am deplasat în timp. Să văd dacă e deschis. Poate avem norocul. Ce v-ați auzit? De ce ne-am pornit în această călătorie? Cine ne-a pus să venim aici? De ce am trecut prin acel bulb de apă? Geamurile sunt deschise, dar aici este încuiat. Este o plasă de fier, din metal. Se pare că vom dormi afară, pe aceste pietre. Văd că sunteți cu toți istoviți. Mă duc să caut eu mai departe. Stați aici, odihniți-vă. Fii atent, tati, am văzut și viverițe. Și probabil urși sunt pe aici. Și mai știi ce? Deja ai văzut și viverițe. O să nebunim cu toții aici. Nu ne lăsa, tati, noi venim! Așteaptă-ne, tati! Venim și noi! Așteaptă-ne! Totuși nu găsim nicio ieșire! Oare pe care drum a apucat-o, tati? La stânga sau la dreapta? Tu știi? Nu nimic pe aici. Numai risipituri de case, de drumuri, de garduri. Eu zic să mergem la deal. Sigur în direcția cei a plecat. Tati! Hei! Baut! Vin la voi! Oh, răspuns! Tati, da, suntem noi aici! Vină la deal! De ce v-ați pornit? Parcă ați rămas acolo, acasă aceea, să stați. Păi tu ce n-ai auzit? Te-am strigat că venim din urmă! Dar tu ai luat-o la sănătoasă! Priviți! Două puteci! Cumva ne-am pierdut? Parcă am mai trecut pe aici. Tu ce zici? Mie mi se pare că noi nu putem ieși din acest oraș. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă vezi acest video. Dacă vezi, să știi că familia Amelimi a plecat cu 100 de ani înainte. Da, noi ne-am rătăcit în anul 2100 în Munte Negru. În orașul Gorna Lastva. Tati, este o viveriță aici. Auzi? Dar eu nu o văd. Mi-am văzut-o. Uite, printre tufiș. Dar nu Melissa. Ia.